Hei, dragii mei, și bine ați revenit la mine! Astăzi avem zi de joacă. Cum vă spuneam ieri, ne prelungim cu Claudiu cursul privat și suntem la capitolul structuri florale. Partea asta de structuri florale sună pompos, dar de fapt, dacă reușești să abordezi lucrurile cu joacă și să nu te iei foarte în serios, ai șanse să creezi niște chestii foarte faine și unice și personalizate și cum vrei. Eu încerc să fac o construcție, chiar de aici lângă mine să uită, din ce am găsit prin jur. Și anume, hai să vă zic ce am. Am niște scoarțe foarte faine pe care le tot mut de colo-colo de ceva vreme, de pe vremea când mergeam în Ungaria. Scoarțele astea se achiziționează la set, la pungă, nu sunt foarte scumpe. Și nu neapărat le-am găsit eu în trebuințarea în ultima perioadă. Mai am aici niște bețe de bambus. Le-am mai folosit, super mega rezistente bețele astea de bambus. Sunt achiziționate și ele din Ungaria și apropo trebuie să mergem o dată în piața de la flori de la Budapesta să ne mai luăm din astea pentru că prețul este foarte, foarte bun. Eu le-am de ani de zile. Râdeam pe aici, când le-am tăiat, mi le-am scos din grădină. Vreo 2 ani au fost folosite pe post de suport la smeură. Na. Deci am bețele de bambus, am etrubetele de sticlă de la Floro, care, nu știu să zic dimensiunea, cred că sunt vreo 14 cm, așa, 8 metri. Și super fragile și am niște floricele. Pistolul de lipit și ca să vă râdeți de noi, am căutat că avem în tare niște cuie. Am găsit unul și încă unul. Două cuie. Vedem, oricum, lucrăm demonstrativ, lucrăm de plăcere, nu neapărat ca să fim perfecți astăzi. Iar acest concept pe care îl crezi pleacă cadou către niște fete faine. Deci, prima dată și pasul 1, îmi securizez baza. Baza mea de lucru va fi o suprapunere de scoarță de copac. La fel de bine, în această situație, baza mea de lucru putea fi o tavă cu burete sau polistiren, putea fi un coș, o lădiță pătrată sau orice care să-mi susțină florile pe mai departe. Și iau eu frumos scoarțele mele. La ce-mi trebuiau, de fapt, cuiele, era ca să securizez lipirea cu pistolul cald. Nu neapărat îmi trebuiau cuiele. Adică eu lipesc cu silicon cu pistolul cald, dar ca să mă asigur că ține, mai dau și 3 cuie la final. Adică să nu avem surpriza că prindem de unul intermediar și cedează lipiciu și s-a desfăcut baza noastră. Aseară e specific mie, un pic să fii maniac cu securizarea lucrurilor. Am câte? 3 de-astea. 4. Așa ca o bărcuță. Ca să-mi stea toată schema, bat niște cuie. Și cu ele le-am de la vecini. Pe toată strada asta a fost în stare să producă un singur cuie. Exact în mijloc îl pun. Ar fi fain să nu bate în masă. Gata. Bun. Uiul ăsta și fratisul ăsta la altul, să vedeți că mă ajută și la fixarea lemnului. Mă rog, mai aveam și niște șuruburi de rezervă. Azi suntem funny, azi nu ne luăm în serios. Cuie cuiuțe.
Bun. Hai, că mi-e destul de stabil. Repet, scoarțele au lipici, acum au și cuie. Nu le mai desface nimeni din modul în care le-am fixat. Practic, mi-am făcut o bază pentru aranjament floral. Pot să pun în ea ce vreau, pot să-mi imaginez să pun chiar și un burete acum peste cuie și să lucrez la nivelul ăsta. Dar eu nu vreau să ies în înălțime. Vedeți voi că am lăsat cuiul ăsta mai mare în mijloc? L-am lăsat intenționat ca să-mi stabilizez primele bețe pe care le montez, după care știu sigur că de aici nu mai pică. Le prind cu sârmă egal cu ce aveți. Dar nu sunt foarte strict așa eu la chestiile astea de manoperă. Și nici nu iau foarte în serios povestea cu o tehnică perfectă. Până la urmă, treaba lui să fii îndemânatic și să bricolezi. Să te asiguri că ceea ce faci este solid și cum faci contează mai puțin. Ia stai, că înainte de îl securizez din două direcții, îi pun și lipici pe fund, îi leg și cu sârmă. De cui? Asta este centru și punctul de susținere pe mai departe. Dacă pe ăsta îl fac să stea bine fix și să nu mai îmi plece la vale, asta, și pentru că dacă voi vedeți, mai am un cui aici, nu mai securizez pe unul. După care totul va fi mult mai ușor. Bine, erau bune niște cuie mai lungi, da? Dacă vecinii nu au, de unde să luăm? Pentru cei care sunteți în căutare de inspirație, știți că eu ideea asta am furat-o azi de pe Facebook. O urmăream dimineața la cafea, ca tot omul, dau scroll și scroll și scroll. Și bineînțeles că îmi apar o grămadă de chestii legate de flori. Și am văzut o lucrare foarte faină, în genul ăsta, o anul identic, că nu am imitat-o chiar de tot, de la Françoise Wick. Era un aranjament de toamnă. Na, și mă apuc și consist. Era un aranjament de toamnă, fixă și probetele, făcut din bază din asta de bambus, doar că era făcut într-o lădiță, nu în ăsta. Și fac eu frumos o grămadă simpatică de bambus și eprubete din una în alta. Haca asta nu stă cum de în loc. Ba, uite cum asta. Desigur că mă ajută mult să cunosc niște chestiuni legate de fizică, de ideea de paralel, cât sunt mai handy și îndemânatic, cu atât lucrurile poate să-mi iasă mai mișto. Vreau să pun 4-5 probete și vreo 10-15 din astea bute. Și îmi crez stabilitatea lipindu-le paur unul de altul. Nu neapărat contează ce se întâmplă în interiorul construcției, va conta ce se întâmplă în afară, of course.
mai devreme cu colegul, tăiam cu firezul. Stai cum aș pune. Sunt foarte faine probetele astea, ca o margine din asta întoarsă. Și în caz că vrei să faci finețuri cu ele, le poți agăța efectiv de ceva ca să le fixezi. E mai scurt, o punem aici. Și noi. Pardon. Pentru mine e prima dată când fac asta. Absolut prima dată. Am mai jucat eu cu bețe. Ah, și nu susțin că tehnica mea e perfectă. Dacă ai altă metodă să le prinzi pe astea să stea așa, foarte bine. Eu sunt la capitolul la care mă joc. Le prind cum mă duce capul. Și da, mă ajută și cuiele scurte, pentru că între cuiele scurte am să fixez încet, încet bețele astea. Bă, stai unde te pun eu. Aici ar fi fain să facă priză. Da, e un suport decorativ care poate fi folosit o perioadă mai îndelungată. Ce frumusețe miasă mie! Am și din astea pe lateral, galbene. Desigur că am vrut să fac un decor de toamnă, dar azi e miercuri, filmăm înainte de aprovizionare. Iar eu sunt tot cu florile galbene de săptămâna trecută, nu-i bai. Ajungem noi și la toamnă. Da, îmi place ce miese. Oh! Stai mă, unde te pun? Frumusețe! Vezi să-l pun aici? Da, aș fi vrut, când mi le-am tăiat, m-am gândit că mi le tai relativ apropiate ca lungime. Acum mi-ar fi plăcut să am lungimi diferite la bețele de bambus. Ăsta îl pun aici. Acum eu ce lucrez? Lucrez demonstrativ. Nu neapărat. O să fac foarte mare. Am zis că mai vreau să pun o eprubetă aici. Corect. Vedeți că există și pistol de lipit cu lipici rece. Poate unii știți. Eu am descoperit mai târziu. Acum de când sunt foarte atentă la cei de la Floro, la ei, acolo am văzut. Trebuie să-l testăm și pe ăla. Câte probete am? 4, mai nu spun una, să fie număr cu soț. La noi, în România, nu e bine să fie număr cu soț, e ca la mort. E un clișeu, of course. Oriunde pe planeta asta, în domeniul floristic, se râd toți de noi când i-aud cu tâmpenia asta cu număr cu soț. Dar n-am zis să fac o glumă. Aici, mai ăsta nu face priză cum vreau eu, stai să văd. Bine, dacă te uiți cu atenție, am lucrat mizerabil, dar lucrați voi mai curat, ce să zic. Se vede lipiciu, știi? Mai pun și pe asta aici. La... Acum o întrebare. Lase probetele la vedere sau nu lase probetele la vedere? Da? Bun. Deci lăsăm mai probetele la vedere. Suntem transparenți. Cine vede acest decor... Va fi fascinat că și dă seama cum e făcut. Adică
comunicarea este mai deschisă către cel care privește. A. Mai pun una că mi se vede aici lipiciul la sticla transparentă din neprubet. Ce? Exact, la lipsea. Păi. Era așa. Asta e. Îl las să se răcească. Vin cu piseta și pun apă. Pe asta o găsit și pe asta la Floro. Eu de acolo am luat-o. Și e foarte utilă dacă lucrezi cu eprubete. Ia, poți să umpli eprubetele și cu apă, nuci. La modul clasic nu-i problemă. Dar chiar te ajută. Îl testăm imediat dacă stă în picioare. Mă, măcar să mă fac de micul lumii, să-l iau, să trag de el și să pice ceva. Mă, n-ar avea voie să pice. Adică îl iei în muț de dincolo. Uite, asta se mișcă, nu-i ok. Poate vă speriați de modul în care abordez lucrurile. Dar dacă e să pice ceva dintr-un decor sau dintr-o structură pe care o fac, să pice la mine aici în florărie, nu la client afară. Și atunci nu te poți neapărat cu el ca cu ouă, cât e la tine și după aia te trezești că le ia cineva și mută dincolo și rămâne cu jumate de decor în mână. Trebuie să fii foarte atent la partea de utilitate a ceea ce creezi. Azi că mă joc așa, iau căsările astea. Deci, structura mea ține. Îmi bag înapoi în folie eprubeta. Așa vin ambalate. Adică riscul de spargere este foarte mic. Le ascund acolo în cutie să nu le găsească fiul meu. Și dau cu vara din nou. Ai foarte simplu, adică nu chiar neapărat mă gândesc foarte în detaliu ce pun și ce fac. Doar niște floricele. Și acum, pentru că am lipit cațărani de probete, care se vede lipiciul în partea de sus, n-am să pun florile foarte înalte, le pun așa, să fac o bază și să-mi acopere baza aia de lipială neatentă pe care am știut eu să fac astăzi. Iu, ce frumos ești! Aici, în vârf, nu se poate fără floarea soarelui. Și încă fără sărul șorbulită. Și mai... No, ia să vedem noi. Claudia. Mai am o eprubetă liberă. O să pun moșețelul, care se numește Matricaria. O să pun Solidago, dar pun pe moșețel. Și vreau să accentuez pe floarea soarelui. Aia înseamnă că dacă mă lasă eprubeta și mă lasă, nu să mai completez cu una. Hm? Ce așa de greu mă fie o florare? Asta am avut eu astăzi să împart cu voi. Vă mulțumesc tare mult că mă urmăriți. Și ne revedem, of course.